în pericol să nu-și continue din cauze financiare facultatea, să ofer și acolo pe baza unui concurs, sigur, evident, de evident concurs de CV-uri și de rezultate. Dar cum se va face selecția asta? Cum o veți selecția face? Se va face la nivelul Comisiei Centrale de Admitere a Universității. Deci copiii pe să vină să se înscrie. Pe baza celor transmite de inspectorat. Deci nu fiecare copil vine să se înscrie. Și prin recomandarea primită de la inspectoratul școlar. Exact. Pentru că ei au o situație foarte clară a elevilor care au o situație financiară proastă și au rezultate deosebite. Ei vor transmite această listă și pe baza unui CV vom face această acordare de burse. Câți copii vor beneficia de aceste burse? Deci, cu aproximație. Limita celor 30 de locuri împărțim la ceea ce avem noi ca ofertă. Cele și pentru străini și pentru... Da. Puteți spune care sunt facultățile?